dimineața, Latina! Bun găsit tuturor! L-am alături de mine pe președintele Sanitas, Leonard Bărescu. Deja am tonul destul de ridicat pentru că sunt câteva mii de sindicaliști care sunt aici în momentul de față din toată țara, care protestează, susțin că le-au scăzut veniturile. Mai urmează să mai vină câteva mii. Domnule Bărescu, bună dimineața! Bună dimineața! Ați început în mod oficial protestul? Încă nu mai avem câteva minute, mai sunt câteva mii de oameni de venit. Să circulă foarte greu, traficul e îngreunat, nu ne-a ajutat nimeni până la momentul ăsta. Colegii încearcă să ajungă, cred că suntem totuși destui ca să le arătăm că nu suntem o mie, cum ni s-a spus. Domnule Bărescu, ce spera să obțineți? Pentru că până acum s-a ajuns la un impas. Deocamdată se discută la nivel de grupuri cu managerii de spitale, sindicatele n-au fost invitate. Grupurile cu managerii de spitale discută pe niște probleme pe care noi le-am creat și le-am pus împreună cu doamna ministru a Sănătății în plan. Să sperăm că ele își vor găsi o justificare până la sfârșit și o rezolvare măcar pe jumătate. Dar marea noastră problemă este, după ce se întoarce și doamna Dăncilă sau cei care sunt prezenți astăzi aici, este legea 153 cu modificarea de la articolul care ne plafonează la 30% și nu pot ca acești oameni să ia nici măcar salariile la zi. Domnule Bărescu, guvernul spune și aici există un alt punct de vedere că această plafonare exista și dinainte de legea salarizării, a fost și legea trecută. Practic nu este o noutate pentru dumneavoastră. Nu este o noutate, dar nu au făcut nimic. Avem un dosar întreg de materiale în care le-am cerut să rezolve această problemă pentru toți și nu numai pentru unii. Iar acest lucru nu s-a întâmplat. Asta este problema mea asta. Am cerut-o și la ultimul meeting, dacă vă aduceți aminte, în octombrie. Același rezultat. Au așteptat cu regulamentul de sporuri până luna martie, forțați de noi să-l dea, și atunci când l-am dat împreună și era foarte bun, nu s-a putut aplica din cauza acestui 153, iar oamenii astăzi pierd. Și e un lucru extraordinar să vorbești de 70 sau 170%, dar oamenii să piardă între 50 și 13.000 de lei. 1300 de lei. De altă parte, avem și o serie de creșteri salariale care nu le puteți nega. Sunt creșteri salariale semnificative la medici, la asistenți, dar restul, cei de aici, împreună cu medicii, au venit să-i susțină pe cei care pierd. Cei care nu vor avea de câștigat decât în 2022, cum spun unii cu cinism, iar astăzi ei să piardă și să nu mai aibă nici măcar posibilitatea să-și plătească ratele. Domnule Bărescu, încă o întrebare. Știu că regulamentul respectiv a fost blocat chiar de sindicate. Nu s-a ajuns la niciun punct de nu vedere... Nu este adevărat. Astea sunt influența celor care n-au vrut rezolvare. Regulamentul nu s-a blocat. Regulamentul are probleme pentru că nu se poate încadra nimeni, în afară de o parte a consiliilor județene și locale, în acel articol cu plafonarea la 30%. Asta e problema noastră și nu ne-am oblat, ne-am oprit că n-am găsit soluții. Susțineți ideea unora dintre managerii de spitale ca sporurile să fie acordate diferențiat, chiar dacă pentru poziții similare, dar în funcție de tipul de unitate medicală? Este luat în calcul asemenea variantă, dar nu cred că până la urmă se va aplica și nu știu dacă va fi cea mai bună în funcție de banii care rămân alocați, pentru că nici așa plafonarea la 30% nu dă posibilitatea să dea celor care merită și să-i plafoneze pe cei care nu mai au această posibilitate astăzi. Ultima întrebare, dacă nu veți reuși, nu știu, dați-mi un termen până la care v-ați propus să ajungeți la... Până în data de 7 de la grevă, de avertisment, este timp destul, iar până în 11 este și mai mult timp. Eu cred că e un lucru care din Condei se poate rezolva la Ministerul de Finanțe, la Ministerul Muncii, Guvernul României până la urmă. Pentru că orice lege e perfectibilă. Dacă n-a făcut-o cineva care n-a vrut și care nu-l interesează persoane din sănătate, eu spunem noi încă o dată astăzi, se poate rezolva. Foarte mult, așteptăm să vedem, doamnelor și domnilor, cum va decurge protestul de astăzi. Cum spunea și Leonard Bărescu, așteptăm să vedem ce spun și cei din guvern. Deocamdată, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dăncilă nu este. Știm că se întoarce în această seară. Vom vedea dacă vor exista negocieri cu alți membri ai cabinetului.